Biserica Ortodoxă îl sărbătorește în data de 17 martie pe Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu. Mănăstirea Sfântul Voievod Ștefan cel Mare de pe movila lui Burcel din județul Vaslui și-a sărbătorit cu acest prilej cel de-al doilea ocrotitor. În zi de hram, Sfânta Liturghie a fost oficiată în Biserica Mare a Așezământului Monahal de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Duminica aceasta, a spus ierarhul în cuvântul său, este un moment de reflecție asupra condiției noastre de exilați, de izgoniți din raiul comuniunii cu Dumnezeu ori de câte ori păcătuim. Sfântul Siluan Atonitul spune așa de frumos într-un text intitulat sugestiv Plângerea lui Adam după ce a fost izgonit din rai, că el de fapt nu plângea după raiul în sine, după grădinea în sine a Edenului, ci după iubirea lui Dumnezeu pe care l-a pierdut-o în urma păcatului. A fost privat din pricina păcatului de iubirea lui Dumnezeu, de comuniunea cu El. Și este cea mai mare dramă pentru om să se rupă, să divorțeze de această iubire a lui Dumnezeu. Întreaga lui viață este una de exilat, una de izgonit. Și o viață care poartă aceste caracteristici pe care le-a manifestat și Adam în urma căderii în păcat. Și anume, se ascunde de Dumnezeu, îl evită, îi este frică, pentru că de fapt nu-l mai iubește, este frica lipsită de iubire și faptul că el nu are curajul să-și asume vina. Vede această vină în celălalt și implicit în Dumnezeu pe care îl acuză cu aroganță, instaurând ceea ce se numește în mod generic determinismul adamic. Apoi simte o rușine copleșitoare. Este rușinea că ai decăzut din punct de vedere moral, așa cum propria noastră conștiință ne spune de fiecare dată când noi păcătuim. Și acestea sunt cele care ne indică în mod clar că trăim o condiție de exilați și de izgoniți din rai. Însă Dumnezeu în înțelepciunea sa, prin întruparea cuvântului celui veșnic, prin venirea lui Hristos în lumea aceasta, prin nașterea din preasfânta născătoare de Dumnezeu, restaurează firea căzută a lui Adam. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit un ieromonah. La finalul slujbei, părintele stareț Alexie Avanu i-a oferit preasfințitului părinte Ignatie o icoană cu Sfântul Patrick, luminătorul Irlandei. În același cadru au fost sfințite arhondaricul mănăstirii, chiliile monahilor, dar și camerele pelerinilor.